Și până la urmă n-am spus ceva, altceva decât i-am zis și lui. Și am zis cam în ultimele zile. Ce l-ai acoperit? Cu ce l-ai ajutat? Eu cred că pe el a deranjat că a înțeles că oarecum l-am bârfit. Dar a văzut și acum că a fost filmat, l-am bârfit. Te-a ajutat Marius Filip? Ne-am ajutat reciproc, Andreea. Reciproc, întotdeauna. De când a venit aici în casă. Era normal când vorbeam cu Andreea, că vorbeam despre ce, cum l-am ajutat eu pe el. E logic, când vorbești cu despre cineva și ești nervos, nu spui, băi, ce bine mi-a făcut ăla, dar dă-l încolo că e un tâmpit. Nu, vei... De ce nu i-ai spus și Andrei? Da bine, că și el m-a ajutat. Dar pe nu l-a ajutat. Dar se înțelege de la sine că ne-am ajutat reciproc. Pe el zice că l-a ajutat. Poate pe el, dar cu ce? Eu nu văd. Dar nu trebuie să mă ajute aici în emisiune. Da, ok, în emisiune n-a avut ce să mă ajute. Asta zic, în emisiune n-am văzut, ei știu afară, nu știu. Păi n-a avut cu ce aici în emisiune. Nu, da. nu, în emisiune n-a avut cu ce. N-am avut nevoie, de fapt. Bun, deci, pe Filip îl interesează ajutorul, mă rog, interesul pe termen scurt, nu pe termen... Nu, Andreea, noi nu înțelegeam de ce... Nu, de ce îi lua apărarea pe ele în orice discuție, în condițiile în care el inicia adevărul. El crede că o să fie prieten cu Ela în afară. Pe mine asta m-a deranjat. Nu mă deranja dacă îi lua adevărul. Nu cred niciodată că o să fie prieten. Dar el nu știa. Ela n-o să fie prieten. O să fie legătura, o să fie prieten. Nu știa detalii, nu știa nimic. Am explicat și lui, nu știu cum s-a văzut. Am vrut să par imparțial, am vrut să iau apărarea stânga și în dreapta. Tu ai vrut să par, dar de fapt ai zis altceva. Cum da, să par ai zis altceva. În fine, am... N-ai cum să vrei să par dacă tu spui anumite cuvinte pe gură. Adică n-ai vrut, ai vrut să ții cu Ela. Bun, dar pentru ce? Pentru... Nu înțeleg că n-are... Vot, asta nu înțelegeam eu, pentru ce? Că nu, nu o să-l ajute Ela pe el cu nimic în emisiune și în afara emisiunii. Dar n-am înțeles la nimeni din casa asta, n-am avut niciodată întrebări nimeni din casa asta. Să nu sară susținătorii Elei pe el? Ce nu, asta nu m-am gândit la asta, că nu e genul să îl intereseze pe el. Nu mi-a zis niciodată. Mai degrabă pe mine mă înjură susținătorii Elei. Am atacat-o și a spus că din gură, înțelegi? Și crede-mă că n-am primit atunci mesaje. Atât, părerea mea că... Pentru că i-au venit și au zis că dacă... E părerea mea, Berna. Uite că n-a fost atacată de Elei. Ce anume? Părerea mea, te interesează, nu de al mea. Și când odată ai primit mesaje legătură cu DJ, ai spus, să deligi, bă, toată lumea s-a reprimit mine. Păi dar stați, nu mai reclame, bun. Nu a fost așa, pentru că, da. Deci nu e adevărat. Credeți-mă, pentru că eu de când sunt în casa asta n-am avut mesaje urâte și Bianca știe, înțelegi? Păi, ea a avut foarte mult hate. Deci eu cu comportamentul meu, adică eu pe mine m-am băgat, să zic așa, în rahat și pe am scos-o. Dacă eu eram deșteaptă și tăceam și o lăsam doar pe ea să mă atace și să facă cum a venit eu mereu, era mai vocală în cearta noastră. Dar ce zic cu filmele astea de superioritate aici? Berna, ce-i cu tine? Cine că tu nu asta aici? Berna, vezi că nu faci bine, de-aia mă ceta lumea, pentru că știau cum a fost înainte. Sunt ceea ce sunt datorită mie, datorită nimănui. Datorită mie. Foarte mult susținător și nu știu ce. Datorită mie. Tocmai. Pentru că oamenii au văzut că eu am greșit. Și da, pentru că eu am greșit, cum ar veni. Și eu am victimizat-o, înțelegi? Că eu eram mai vocală. Ai victimizat-o? Cum ai victimizat-o? Tu liniștește-te tu, că doamne. Ceartă cu tot, pentru că eu îmi spunea mereu. Știu, mi se pare că ați zis la un film foarte prost. Ești măcar o jumătate de steană are filmul. Deci asta a fost. Dar nu, da, asta a fost. Asta e adevărul, înțelegeți? Asta e părerea ta. Asta e strict părerea ta. Dar nu și realitatea. Tu nu deții adevărul suprem. Ar trebui să realizezi chestia. Da, eu când am luat certuri, am fost... Am deviat de la subiect. Da, Filip, așa e. Băi, dar nu mai ziceți așa. S-a deviat rău de tot. Da, și... Bun. Ce interes ai tu față de Ela? Eu niciun interes. Dacă aveam un interes, de când veneam în casă, puteam să mă dau pe lângă ea. Bănuiesc că ai simțit atunci. Și de ce ai ales o aperi pe Ela în detrimentul, nu știu, prietenilor tăi, Andreea Pirui, Marius? Sunt partea și când s-a apărut dreptate în sânga și dreapta, am zis, uite, părarea mea mi se pare că partea e dreptate. N-am fost pe fix, Ela are dreptate sau Pirui sau altcineva din casă. Dar nu e așa cum spui tu, că noi amândouă ne-am certat, amândouă ne-am spus. Bianca, că l-are pe Libian. Ce-am eu spus, că m-a întins ador pe aici, că m-a pupat, că a făcut un alt, adică... Dar eu nu te-am zis atunci dacă tu... Bat pe Bianca. Eu nu te-am zis că tu minți. Clar e de susținători. Asta spun. Păi nu te-am zis că nu te-am la televizor. Te-am zis că nu știu cum a fost faza. Păi tot că n-ai știu cum e faza, nu trebuia să te bagi. Păi nu m-am băgat, n-am vorbit de subiectul ăla. Nu te-am dat, mi-a spus Bianca, postează-mă pe story că vreau susținere. Hai mă, lasă-ne să vorbim. Sau să-i spun și când a plecat acasă, e părerea mea. Vreodată să mă voteze susținere. E părerea mea, eu am dreptul la opinie. Cred că ai auzit pe moment. Am dreptul la opinie. Nu mă interesează. Crede-mă. Cred că ai auzit pe moment, ce e? Berna, gata. Nu, dar mă enervează că zice Ligi că mă dau pe lângă Libia. Păi da ce, eu n-am văzut. Da, păi da, vrei să te mii. Nu e adevărat, oamenii ăștia mi-i zdraci atât. Deci nu că mă dau pe tu susținător, nu mă interesează.
interesează. Da, dar tu mereu vorbești urmăritor. Ela pentru că mi-e dragă. Ești singura care vorbești urmăritor de aici. Ești singura care suferă mereu să vorbească de urmăritor. Păi, dar nu e adevărat, pentru că voi așa decideți. Dar cum, Andreea, cum l-ai protejat tu pe Filip și l-ai ținut aici în emisiune? Da, Andreea, las că răspund eu, că poate nu vrea. Fetele au vrut să-l voteze de mai multe ori și Andreea n-a fost de acord. Da. De ce? Că era prietenul meu. De ce? Și am de ce nu voiam până la urma urmei? Prietenul m-am înțeles bine cu el. Nu și când a fost și cu Marius a fost alături. Cum, Livian? Ce putere are Pirui asupra fetelor. Corect. Hai mă, nu mă mai subestimați. Da, da, să o pe Ligi, că până să vină Ligi. Nu subestimați voi. Oameni. De ce zici nu să subliniezi că tu nu ești sub Andreea? Dar de nu știu câteva ore a zis Livian chestia asta și induce public. Oricum sunt unii oameni care mereu vor să trăiască după principiile altora. Și el, fiindcă susține ceea ce susține, practic le mai udă puțin pământul la flori. Da, doamna Andreea! Da! Și mă deranjează chestia asta. Ce strategie impecabilă aplicată de Andreea Pirui să scoată pe Filip în față ca să îl reglementeze înapoi. Hai că rede! Corect, da, eu recunosc. Impecabilă. Dar nu trebuie să o corecteze nimeni, adică microfon. Pentru mine chestia n-am asta nu înseamnă nimic pentru. Da, ca să i nu ca să are. Ce mă, comentezi contra mea, ești contra mea? Ești în față. Nu, da, uite, ești acum, în față, măi. Acum am răspuns și pentru Berna. Berna, acum poți să te superi. Asta înseamnă o strategie, că atunci te-ai luat de Pirui degeaba. Că Pirui dar nu se supere pentru că iubitul ei a vorbit urât, s-a ridicat la noi și adică a fost de acord oarecum. Bine, Ligi nici nu mai e oricum îl vota. E, Ligi îl vota oricum. Nici nu o pun în calcul. Dar nu dacă m-a ridicat la voi, că n-am venit spre vesa să vin. Toată lumea se ridică, nu știu dacă ați observat. Toată lumea se ridică să aibă contact vizual. Hai că n-a venit în față-față așa. S-a ridicat în picioare, n-a fost față în față. Hai să spun o situație asemănătoare. Când Cătălin s-a înfoiat la Livian, fix acela stil. Și nu i-a convenit Livian, s-a ridicat și acela amenitat. Acolo se vedea că e pentru ceva. Pentru, acolo era lângă el, stătea lângă el pe scaun. Acolo se vedea că e o provocare. Și aici ce a fost? Că s-a întors Filip de la ușă. S-a ridicat doar în picioare. Să se vadă la televizor, a venit în dreptul camerei. Păi și eu nu vreau să-i permit să se vadă la televizor, că îmi comentează. Nu doresc. Eu nu vreau să-i permit. Nu vreau, nu, mi-a spus că ești nesimțit câteva ori pentru că nu se face așa ceva. A fost prietenia ta. Atunci să încercați să vă controlați cu toții, să nu mai vă mai dați jos de pe scaun. Și e, când mai reproducem ceva. Atunci să ne aducem potolii. Da? Dar eu am și explicat că eu mă refer la chestia de replică și apoi mi-am dat și seama că oarecum am avut un gest urât că am venit pe nervi și am... Dacă și-a dat seama... Bun. Și mi-am cerut scuze, cred că mi-am cerut scuze de ori că a fost o reacție la... Asta e foarte important. Zis, le accept, apreciez, dar nu mai și... fă și ai făcut, da. N-am zis nu te mai fac în seama. Și nu am venit la vreo fată în fată sau să vă înjur sau să zic ceva. M-a pus lângă sau ai zis, ai zis o jurătură înainte. A fost tensiunea dintre noi. Ai zis, haideți să vă care mai comentează dintre voi ceva, m-am enervat. Nu, eu mă referam strict să nu vorbească, să mă jignească nimeni pe mine sau pe Bernă. Okay. La chestia aia mă referam, nu că vă dați cu părerea. Aici, că nu putem că nu, normal să vă dați cu părerea. Stai puțin, când o zis Andreea, sper să vă rezolvați, să vorbiți, Marius era oarecum pe nu, eu sunt foarte supărat pe el. Și am zis, da, doamne, dă să vorbească, să se împace, pentru că și eu am făcut la fel cu Ligi. Când a fost în cameră, mi-a spus, vezi că vorbesc cu Ligi, auzi, cu Filip, nu știu, am zis, bravo, nu, i-am spus absolut nimic, adică nu mă bag între voi. I-am spus, e treaba ta, e fix problema ta, e prietenul tău. Nu vreau să mă bag. De care a făcut primul pas? Cine? Dintre voi doi. Eu am făcut un pas să ies din cameră și Filip să rămână. Da, nu, asta era ideea. Ideea e că el și-a dat seama că eu eram foarte supărat pe el și mi-a zis, bă, hai să vorbim. Filip a greșit. Am înțeles. Și-am vorbit. Eu nu i-am spus, vorbește cu mine. Mi-a zis să facă ce vrea. Voi sunteți ok? Cine? Tu și Berna. Eu n-am nimic cu ei. Uite, Andreea, că ai făcut foarte bine că ai punctat. Asta i-am zis și lui Filip. Bă, tu te bagi în discuțiile lor. Berna cu Andreea, după ce se ceartă în emisiune, ies pe hol și vorbesc. Și noi ținem supărarea că noi suntem băiți. Dar asta i-am zis, nu te mai băga între ele, că ele tot timpul oricum, vorbesc după emisiune. Că, adică, mă rog, Berna a vorbit frumos de așa. Da, acum nu suntem prieteni, dar mai vorbim ce-i drept. Păi, da, vorbiți. Da, corect. Noi, ca băieți, noi când ne supărăm, nu mai vorbim. Asta zic. Păi asta zic, când ești prieten cu cineva, așteptări și te superi de 10 ori mai tare ca și pe un... Voi treceți mai ușor peste o ceartă ca fete. Noi, ca băieți... Pentru că voi aveți o prietenie. Eu peste ce-o făcut Ligi n-am trecut nici ușor. Dar ce face Berna trec ușor, pentru că nu mi-e prieten. Da. E o diferență. Și tu să facă Renat să se ridice la mine, adică te enervezi, dar nu ai așteptări. Da. Dar Renat, să nu te ridici vreodată. Ce-l fac falafel, ce? El... Bine, eu zic să nu se mai ridice nimeni la nimeni. Da, cel mai bine. Se pare corect. Da.
Pentru că noi nu vă facem nimic. Decât la Diana faci referire, Andreea, nu? Da, dar mă și uit la ea. Mă și uit la ea. Și mai departe puteți să plătiți mai scump decât... Da. Lasă adică banii. Nu, bine că nu a fost viitorul. Bine că a fost mai grav. Adică nu mai am, eu nu mai am putere să vă mai spun lucruri, să vă mai țin morală, să vă mai... Pentru ce? Da, ce să-mi consum nervii? Nu, normal. De ce să-mi consum nervii? Nu se ia cartonaș, că și mie mi s-a dat, hai să fim corecți. Adică, normal că... Dar cum adică să nu fie pedepsită fapta? Ba da, da, chiar vreau să... Să fie pedepsită încă două cartonașe să-i dat. Ela, te-ai temut? Chiar vreau. Auzi, a fost, vă dați seama. Gabi, Andreea, nu pe pace să spun. Auzi, a zis Gabi. Gabi, că dacă îi dai rușine, ce ai zis, Marius? Dacă îți dai cartonaș roșu, mai stă. Ce zici? Las că mai vedem până în gală. Ah, da. Mai vedem până în gală. Mhm. Mai vedem. Ah, ce mai frumos, măcar pe o romantic. Hai să dacă îi dai roșu, până... Gabi, adică măcar să fie ceva interesant, vă rog. Gabi, stai cu minte că plec înaintea ta, nu e problemă. Nu cred. Nu ai cum. Ai, nu. Dar să mergi cu mine cu mașina. Nu, 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 plec cu avionul. Nu ai cum cu avionul. Până pe 17 mai. Plec înaintea ta. Sau poți să mergi cu mine cu mașina, că vine cineva să mergi cu mașina. Poți să rămâi în continuare aici în emisiune, nu e problemă. Cu tirul. E cu tirul. Am înțeles. Nu. Da, cu ela poate să rămână? Da, cu cine vrea el din casă. Înțeles. Nu, cu toate. Am auzit că intră Paula pentru el. Are acasă. Hei, liniștiți-vă! Da, de fapt. Cele 8 ore s-au încheiat. Dacă voi doi sunteți bine, toți trei suntem. Adică cum ar veni, îl las să fie fericit, nu? Niciodată. Păi înseamnă că nu îl place. Unde dacă... țintesc? Dacă ne-am mai jucat, te-ar deranja, Bianca? Nu. Nu te-ar deranja. Nu, că eu îmi stric hainele, știu. Și eu mi le stric, dar îmi cumpără Livian alte. O să fiu lângă ea, dar o relație nu... O să mai fie între noi doi. Și știam ce sentimente are față de Fernando. Și tu ai spus că ai sentimente pentru fostul tău iubit. E o părere. Nu mai te-ai zis asta că mă enervezi. A fost o părere dacă vreau să-ți lasă bine, dacă nu iarăși bine. Să-și consume poveștile, dar nu se ceartă, e fel nici. Stați un pic, opriți muzica, stați că nu e de glumă, că și-a rupt dintele. Nu are dinți în față, nu mai are sărac. Bă, dar stai într-un loc și zici ai păți. Bă, ce să spun, mă, ce să spun că am pățit? Tu ții la mine, păi nu mă doare, tu ții la mine ce am pățit. V-ați înțeles? Da, i-am spus, dacă am spus la nervi și... Ați la nervi, am mințit. Da, am zis, da, am zis la nervi atunci, mă, mi-a era foarte tare. La nervi minți? O pot scoate din minți pe chestia asta. Nu mai scos. Totuși, care îți place mai mult? Blonda sau bruneta? Vă dați seama că în ochii mei, Bianca, nu, am sentiment. Eu vorbesc acum cu el. Păi dar nu ești cu el, Bianca, el Livian, face ce vrea. Livian, tu, în locul meu, păi dar ești cu ea, măi, omule. Deci tu nu faci... Păi cum adică tu comanzi aici, în casă, Bianca? Da, eu comand pentru el. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.